Bună, bună, mămiți și tătiți și bine ați venit încă o dată la Mama și Copilul. Astăzi vreau să vă aduc un clip ceva mai special, un clip ceva mai dulce. Foarte mult știm că atunci noi femeile, în general, în timpul sarcinii, ajunge să avem pofte. Ba de căpșuni, ba de ciocolată, ba de bomboane, lucruri de care nu trebuie să abuzăm în exces, pentru că nu este prea recomandat pentru sarcină. Și pe cealaltă parte, majoritatea știm că după ce naștem este extraordinar de greu să scăpăm de acele kilograme pe care le-am luat în plus în timpul sarcinii. Din această cauză vreau să vă aduc astăzi, să vă prezint un tip de bomboane, caramele sau nu știu cum să le numesc, făcute doar din două simple ingrediente și fără absolut nimic de zahăr. Ideea a venit în momentul în care am cumpărat susan, pentru că eu folosesc foarte mult la salate, la mâncare, la pui cu orez, folosesc în general migdale, nuci, susan, tot tipul de semințe. Și mi-a venit ideea, am încercat-o și se pare că experimentul a ieșit destul de bine. Și de aceea vreau să vă povestesc și vouă, poate faceți prova și puteți să-mi spuneți cum a mers experimentul. Primul ingredient de care avem nevoie este mierea. Mierea de albine. Am aici un borcan de miere. Acesta este miere de stejar. E, știți foarte bine, sau poate sunt alții care nu știu, că mierea nu este neapărat nevoie să vină, nu știu dacă reușesc să pun bine, să se vadă prea bine pe cameră. Mă rog. Mierea este de două tipuri, este miere de mană, cum ar fi în cazul acesta, cea de stejar, sau miere din flori. Mierea de mană este mai rar întâlnită și este chiar mult mai scumpă decât mierea din flori. În cazul în care cumpărați de la hipermarket și sunteți în sezonul rece, v-ați sfătui să cumpărați mierea de acest tip care este cristalizată. În momentul în care mierea este ceva de genul ăsta, înseamnă că nu este stricată, înseamnă că este una dintre cele mai bune, pentru că acest tip de miere garantează faptul că este miere din nectar pur, miere adevărată. Este mai ușor de găsit la micii comercianți din piață decât la supermarketuri. În general, mai ales marile superficii, hiper sau supermarketuri, aduc și miere procesată, care este mierea foarte, foarte lichidă. Pe timp de vară, într-adevăr, găsim miere lichidă, dar ceva mai groasă decât mierea obișnuită. Cazul în care o cumpărați așa, eu am chiar în fața blocului, am un marocan care are un magazin și întotdeauna cumpăr mierea de la el pentru că o găsesc mai ales pe timp de iarnă, numai mierea așa cristalizată și știu că este cea mai bună. Pentru această rețetă eu voi folosi acest tip de miere. Voi folosi semințe de floarea soarelui, nu știu dacă se vede, ceva de genul acesta. Semințe de floarea soarelui și semințe de in. Ca să vi-l arăt oricum, în momentul în care voi schimba semințele de in, sunt ceva de genul acesta. Vedeți? Nu se vede prea bine. Imediat o să vi-l arăt pe cameră. Și semințele de in. Am pregătit și cu semințe de susan și vă voi arăta la sfârșit de tot cum am ieșit. Toate acestea fiind spuse, haideți să vă arăt care este modul în care se pregătește. Avem nevoie de o tigaie pe care o punem la încălzit cu două linguri de miere. După cum vedeți, este total solidificată. Dacă vreți mierea să fie lichidă, o puteți pune pe calorifer sau în apă fierbinte pentru jumătate de oră și o să ajungă în starea ei lichidă. Dar în acest caz nu am nevoie ca mierea să fie lichidă pentru că o voi pune total la topit și am nevoie să înceapă să fiarbă. Haideți să vedem cum o să ajungă să se topească total și să facă spumă. După cum vedeți, mierea s-a topit total și a început să fiarbă. Este foarte important să avem răbdare și să lăsăm chiar la foc maxim să facă acest timp de spumă. Trebuie să fiarbă așa în jur de 3 minute, după care putem să oprim focul.
După ce am lăsat să fiarbă în acest fel, în jur de 2-3 minute aproximativ, se pot pune deja semințele și eu voi pune exact niște semințe de in. Eu nu le măsor, în general le pun așa la ochi și amestec până se omogenizează totul. Ok, deja se poate opri focul. Și se pot folosi câteva forme din acestea de silicon pentru cuptor. Vom pune un strat subțirel în jur de 3 mm. În forme și lăsăm să se rățească. Între timp folosim aceeași tigaie pentru a mai topi puțină miere. Și de data aceasta, înainte de a pune semințele de floarea soarelui în miere, voi folosi câteva cereale. Pot fi la alegere orice tip de cereale, eu le voi folosi pe acestea pentru că sunt din porumb și nu au zahăr mai deloc. Ideea este să nu folosim zahăr. Ok, și încă puțin aici. Cred că este suficient. În timp ce fierbem mierea, luăm câte o linguriță și punem peste cereale. Nu este nevoie să le acoperim în întregime. Doar ne asigurăm că se lipesc între ele. Iar în mierea rămasă, deja putem opri focul. Punem semințe de floarea soarelui. Și amestecăm, voi schimba lingura. Amestecăm bine și după aceea vom pune încă o dată în formele de silicon. Acesta este rezultatul. Deci cam așa arată. Și total sănătoase. Trucul care trebuie folosit este, în funcție de cum vrem să iasă textura, trebuie să lăsăm mai mult sau mai puțin timp mierea la fiert. Cu cât fierbe mai mult mierea, cu atât va ieși textura mai cristalizată și mai tip bomboană. Deci cam acesta a fost rezultatul și foarte important, după ce mâncați sau le serviți cum vreți, trebuie păstrate de preferință în frigider. Eu am aici un borcănaș, acestea sunt de Susan. Acest borcănaș și în acest borcănaș eu le păstrez la frigider la rece. Când am poftă de câte una, două, iau și după aceea acopăr și le țin, le bag la loc.
Sper că v-a plăcut clipul și vă aștept la următorul.